Bună, fetelor! Astăzi ne revedem la un nou clip, un clip în care o să vă prezint două produse care mi-au fost trimise spre testare și este vorba despre două produse pentru unghii de la Melchior. Aceste două produse, cum vă spuneam, mi-au fost trimise gratuit spre testare. Vreau să vă vorbesc despre ele pentru că mi-au plăcut, nu că aș avea vreo obligație față de cei de la Melchior, absolut deloc, și nu că aș vrea să-i laud, adică vreau să fie un review sincer, să vă spun părerea mea, dacă îmi plac, dacă mi-au plăcut, dacă merită banii. Sunt produse ieftine pe care le puteți cumpăra cu mare ușurință. Și da, o să vi le prezint pe rând. Primul produs care mi-a fost trimis și am văzut că le-a fost trimis mai multor fete de aici, de pe YouTube. Ce îmi place foarte mult la Melchior și vreau să spun acest lucru este faptul că din când în când am văzut că trimite către YouTuberi, către mediul acesta online, produse spre testare și aceștia își pot spune părerea sinceră despre produse. Eu una sincer vă spun, eu am mai mare încredere când văd un YouTuber pe care îl iubesc și îl îndrăgesc, prezentându-le și spunându-mi sincer dacă produsele sunt bune sau nu, am mai mare încredere să cumpăr decât dacă aș vedea o reclamă la televizor cu, nu știu, cu vreo vedetă din aceasta de la noi, semi-vedetă, să zic așa, prezentând respectivul produs. Bun, trecând peste asta, produsul pe care vreau să vi-l prezint, primul este o ojă de la Melchior, cum spuneam. O să vă zic exact ce scrie pe site mai întâi și apoi o să vă zic părerea mea sinceră. Bun, aceasta este oja. Este o nuanță ojă lucioasă și este nuanța magnetic, are 4,5 ml, deci are o cantitate, spune eu, suficientă pentru o ojă, pentru că niciodată nu apuc să termin o ojă dacă are o cantitate mai mare de atât, ceea ce mi se pare foarte ok ca și cantitate. Cum vă spuneam, este nuanța magnetic, are prețul de 9,90 de lei, 10 lei. Ok. Și pe site la ei dau următoarele detalii, că are ojele tale preferate într-un nou ambalaj. Acum te pot însoți oriunde. Are rezistență, acoperire foarte bună, uscare rapidă, culori moderne în tendințe, recipient de 4,5 ml care poate fi strecurat cu ușurință în poșetă și ușor de utilizat. Bun. Să spun exact eu părerea mea. Rezistență. Rezistența lui este foarte bună. Rezistă undeva la 5 zile. Cum vă spuneam, rezistă în jur de 5 zile, dar eu în aceste 5 zile, eu spăl vase, gătesc, adică dacă nu ai face aceste activități, cred că ar rezista mult mai mult. Dar pentru femeile care spală, gătesc și au alte activități, nu știu, casnice, 5 zile rezistă. Are un luciu foarte plăcut, după cum vedeți, este foarte lucioasă, are o uscare rapidă, într-adevăr, și are o acoperire foarte bună. Dintr-o singură aplicare, după cum vedeți, culoarea este foarte intensă. Deci aici este dintr-o singură aplicare. Nu sunt mai multe aplicări. Eu recomand aceste oje. Chiar mi-a plăcut, mi-a făcut plăcere să o folosesc și cu siguranță îmi voi achiziționa alte nuanțe, având un preț foarte bun, adică la 10 lei, eu zic că merită să o încercați și nu aveți nimic de pierdut. Următorul produs pe care o să vi-l arăt este baza pentru unghii de la Melchior, cum spuneam, pentru că despre ei vorbim. Este 9 în 1, pe site este o variantă de 15 ml, eu spre testare am primit o variantă de 4,5 ml, vine într-o cutie așa, foarte drăguț ambalat și pe site are prețul de 30 de lei, 29,90 la 15 ml, deci o cantitate mult mai mare decât aceasta. Mi se pare destul de mare, 15 ml. Ciudat, poate să fie oare o greșeală pe site? În fine. Bun. Ce spune despre el pe site? Că este o bază protectoare pentru unghii, bază nivelantă pentru unghii,
că albește și luminează, întărește unghiile, accelerează creșterea unghiilor, se absorbe foarte repede în unghie, crește aderența lacului de unghii, prelungește rezistența lacului de unghii și protejează unghia naturală de pigmentul puternic al lacului de unghii. Deci acestea sunt cele 9 efecte, să zic, pe care le promite. Dintre acestea am regăsit următoarele. Într-adevăr, este o bază foarte bună protectoare pentru unghii împotriva ojei. În momentul ați văzut în care aplici ojă și nu ți aplici o bază pentru unghii, riști să, ca unghia să se păteze. Pentru acest lucru este excelentă. Bază nivelantă pentru unghii, într-adevăr, nivelează foarte bine unghia și aspectul acesteia și poate fi folosită atât singură, arată foarte bine și singură, mai ales dacă o aplici în două straturi, arată zici că ai unghii cu gel, sau o poți folosi sub lacul de unghii, cum spuneam, ca bază nivelantă pentru unghii. Albește și luminează. Aceasta la albire și iluminare, nu pot să zic că am văzut, n-am folosit-o, vedeți, am folosit-o doar de două ori. Deci nu pot să zic dacă albește, probabil că în timp folosind-o are și acest efect și chiar vreau să văd acest efect de albire. Întărește unghia, da, întărește unghia. Accelerează creșterea unghiilor, la fel, acest lucru încă nu l-am văzut, doar după două aplicări, nu-mi pot da seama de acest lucru. Se absorbe repede în unghie, da, și se usucă repede. Crește aderența lacului de unghii, este adevărat, crește foarte bine aderența lacului de unghii. Lacul de unghii se întinde mult mai bine, mult mai uniform. Prelungește rezistența lacului de unghii. Aici nu vă pot spune pentru că, da, prelungește, cred. Aici nu pot să zic că mi-am dat seama de lucrul acesta. Și protejează unghia naturală de pigmentul puternic al lacului de unghii. Acest lucru este adevărat, cum vă spuneam, protejează foarte bine unghia ca să aceasta să nu se îngălbenească de la aplicarea lacului de unghii. Este un produs bun care, eu zic că are un preț decent și pe care îl puteți încerca. Vreau să le mulțumesc pe această cale celor de la Melchior că mi-au oferit să pretestare aceste două produse. Mi-a făcut plăcere să le încerc, chiar au produse bune. Eu am mai încercat în trecut fardurile de ochi, acelea singure de la ei și mi-au plăcut. Bun, acestea fiind spuse, vă mai aștept pe canalul meu. V-am pupat, dragile mele. Pa, pa!